Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune Interviul săptămânii. Este o mare provocare astăzi pentru mine să fac această emisiune, pentru că e greu să cuprinzi într-un studio, într-un timp limitat, o viață dedicată unei dieceze. Și ca o scurtă introducere vă spun așa: omul umblat multe a învățat, iar cel trecut prin multe vorbește înțelept. Cine poate fi acesta decât episcopul emerit de Iași, preasfințitul Petru Gheorghel? Preasfințite, mă bucur să fiți astăzi în studioul RCIS FM la această emisiune. Și eu mă bucur și vă mulțumesc pentru această invitație. Preasfințite, voi continua tot cu Cartea Înțelepciunii. Am găsit ceva ce mi se pare că vi se potrivește foarte bine. Și spune așa: multe am văzut în umbletele mele și am învățat din ele, mai multe decât aș putea povesti. Și totuși vă provoc astăzi să povestim, să retrăim, să ne amintim din viața pe care ați dedicat-o diecezei de Iași. Voi începe acest periplu, îi spunem periplu în timp, cu bucuria restaurării vechii catedrale din Iași. Iată, am trăit această mare bucurie, bucurie pe care vă datorăm și excelenței voastre, și v-aș ruga să-mi spuneți povestea acestei bijuterii arhitecturale, povestea acestui monument istoric. Mă bucur că puneți pe primul loc această problemă, catedrala noastră, pentru că ea a fost și rămâne totdeauna locul de referință al episcopului, de unde el este chemat să vestească Evanghelia, să dea diferite decizii, să pronunță unele lucruri care sunt necesare pentru biserică. Și sigur, e catedrala noastră. Istoria a început odată cu tremurul. Pentru că acel moment a fost pentru noi un moment de probă. Și episcopul nostru, Petru Plesca, care trăia atunci, a fost puternic șocat de aceste daune care s-au întâmplat. De fapt, trebuie să spunem că daunele au fost mai mari la seminar, au fost apoi la Palatul Episcopal și sigur că și la catedrala noastră istorică veche, care și-a împlinit omenire pe parcursul atâtor ani. Și a trebuit să facem un efort pentru a putea să punem și problema refacerii, reconsolidării și redării catedralei noastre la frumusețea și demnitatea ei din totdeauna. Pentru aceasta a fost nevoie întâi să terminăm cu seminarul fiind școala pregătitoare pentru toți cei care urmau să lucreze în via Domnului, și acest lucru a durat un pic. Din 78, când am obținut autorizația, până în 80 s-a deschis prima parte a seminarului. În acest timp, sigur că noi ne-am gândit mai departe ce facem. Și am trecut la îngrijirea acestei case care să-l primească pe episcop și pe toți cei care lucrează în episcopie. Ca apoi, după ce am încheiat aceste toate, să spunem, lucruri necesare pentru ambientul posibil al unei lucrări la catedrală, am început demersurile. N-a fost ușor. Am fost de mai multe ori la autoritățile noastre locale pentru a cere un sfat pentru a ne susține într-o asemenea problemă. Am avut destule propuneri. Unele, sigur că am văzut că pornesc din inimă, am văzut. Altele erau doar pentru a ne opri, cu niște făgăduințe că mai trebuie să așteptăm, că o să vină timpul. Și sigur că am așteptat și iar am revenit. Și am început atunci cu adevărat ca să facem o biserică ce să înlocuiască în timpul lucrărilor această catedrală. Și anume, așa cum vedeți, așa cum se știe, am pornit la o catedrală nouă. Îi spunem catedrală, deci catedrală este aceasta. Ea va fi definită în sfârșit cum catedrală. Și am pornit cu această lucrare, care a durat un pic, dar
am ajuns la o înțelegere cu autoritățile și de unde pornisem noi, cu catedrală în formă de cruce greacă. Noi am avut o obiecție, o problemă, că deranjează puțin restul de monument. Atunci am început, aveam autorizație, pusesem și piatra. A trebuit să facem din nou demersuri pentru a găsi un proiect. Un proiect care să fie într-adevăr și adaptat necesităților noastre și intrat în zona aceasta a orașului nostru, Iași. Și așa s-a ajuns la forma circulară. Forma unei coroane. Ne duce cu unei coroane, coroană. Care sigur că noi am spus că cercul este un semn al perfecțiunii și am spus că pornind cu această formă vom putea merge mai departe ca să-i oferim Maicii Domnului și această coroană, având aici la noi în Catedrala Veche această imagine a Maicii Domnului ridicată la cer. Și cu adevărat, după multe, multe discuții, analize, la toate forurile din jur, la București, în sfârșit s-a ajuns să ne dea liber la autorizația pe care o aveam deja. Și am început într-adevăr această lucrare cu oamenii specialiști, cu arhitectul Heres Gheorghe, cu un inginer catolic Paulus Carmil, care au dat asistența aceasta pentru a ridica și a face posibil ca în viitor noi să folosim această biserică, catedrala în coroanei Maicii Domnului, pentru a putea lucra în biserica veche. Și am reușit până în 2005, cu adevărat, cu ajutoare primite de peste tot, cu oameni înțelegători în diferite posturi, să ajungem să și binecuvântăm, consacrăm și să sfințim această biserică, coroana Maicii Domnului, dedicată într-adevăr în coronării Preacurate Fecioare Maria, ca regina cerului și a pământului. Deci a fost această lucrare, aș spune eu, de mare, mare frumusețe pentru biserica noastră, pentru lucrările care urmau să fie făcute la Catedrala Veche. După ce am terminat aceste lucrări, sigur că am trecut la studiul posibilităților pentru reînnoirea catedralei noastre. Și așa a început acest demers care a ținut atâta timp și iată că acum am ajuns în 2021 să și ne bucurăm de această lucrare de întreținere, de păstrare, de cinstire a ceea ce a fost și rămâne catedrala noastră și mai ales o cinstire a celor care au iubit această catedrală și care s-au îndreptat mereu spre ea și care au găsit în această catedrală fundamentul credințelor. Și sigur că încet, încet, iată, s-a ajuns cu modificările care s-au impus, pentru că între timp trebuia să aibă catedrala noastră o cupolă rotundă făcută din sticlă, care după specialiștii de aici de la noi s-a considerat că nu este așa ușor posibil ca să fie așa ermetic închisă încât ea să dureze. Și atunci s-a trecut la această formă care a făcut să fie vie asta imaginea unei coroane cu aceste ogive înconjurând întregul spațiu și în mijloc fiind Preacurată Fecioară Maria încoronată. Până la urmă, aceste două bijuterii, atât Catedrala Nouă, cât și monumentul istoric, nu? Catedrala Veche, cum îi spunem noi, sunt martore ale tuturor trăirilor diecezei. Mă gândesc la sfințirile de preoți, mă gândesc, iată, la consacrările episcopale care au avut loc și vor mai avea loc, așa cum știm. Dar dincolo de acest lucru, cred că pentru excelența voastră a fost o mare bucurie evenimentul prin care s-a resfințit Catedrala Veche, văzând că toate piedicile pe care le-ați avut de-a lungul timpului
și-au găsit până la urmă finalitatea și ați văzut acest proiect dus la capăt. Spuneți-mi, preasfințită, dacă ați simțit vreodată că drumul acesta nu se mai termină, văzând mereu că birocrația, lipsa fondurilor sau diverse alte piedici vă vin în cale, ați simțit vreodată și v-ați zis, Doamne, îmi mai dai multe, mai sunt multe până să finalizăm ceea ce ne-am propus? Noi am avut asemenea probleme și, sigur, întrebări, dificultăți, greutăți, dar am avut o mare încredere. Mai întâi la seminarul Sfântul Iosif, care, trebuie să spun, să mărturisesc public, a stat la poarta intrării în seminar să păzească lucrarea de acolo. Pentru că lucrarea de acolo a necesitat multe intervenții, transformări în proiect și controlele care au fost, practic, au fost pozitive totdeauna, deși noi aveam multe, multe lucruri care nu erau în ordine după autorizație. Sfântul Iosif a fost mereu acolo. Spuneam noi, a stat pe stâlpii care intră în seminar. De fapt, e adevărat că noi am avut această situație destul de dificilă cu moartea episcopului nostru, Petru Pleșca, în ziua Sfântului Iosif, cu slujba care am făcut-o într-o sală de recreație și cu acea declarație în fața Sfântului Iosif. Tu trebuie să ne scoți de aici, în capela noastră, cât mai repede. Și cu adevărat, acest lucru s-a putut, pentru că au fost oameni înțelegători. Trebuie să spun, deși noi am avut și mulți potrivnici, au fost și oameni înțelepți care și-au dat seama că aceasta este o școală, o școală pentru sufletul credincioșilor noștri, pentru demnitatea lor, și ne-au fost alături. La catedrala noastră, sigur că greutățile au venit pentru că ne-au retras odată, aia ne-au continuat, ne-au dat să continuăm aceeași autorizație și Maica Domnului sunt sigur că a fost aici cu noi și ne-a încurajat, nu numai pe mine. Trebuie să fac iarăși o precizare, eu n-am fost singur și n-am fost eu. După toate câte noi am constatat, e Dumnezeu cel care a lucrat aici la noi. Dumnezeu este cel care a fost autorul și cel care a reușit o asemenea operă prin noi, micii săi slujitori. M-am bucurat foarte mult că și Sfântul Iosif și Preacurată Fecioară Maria a fost cu noi. Iar acest sigur lucru l-am făcut pentru că atât seminariștii noștri, cât și preoții noștri, cât și credincioșii noștri aveau nevoie de un spațiu aici la Iași, care era mic pentru cei care numărau 12.000 de credincioși suflete aici în orașul Iași. Acum această populație a crescut catolică și sigur că au crescut și condițiile pentru a putea noi să-i primim, să le oferim aceste slujiri, să fie aici la noi sfințiți preoți și, așa cum ați spus și dumneavoastră, să fie și un episcop sfințit aici, în catedrala noastră, în persoana preasfințitului Aurel Percă. Acum, sigur că mai așteptăm și alte momente de acest gen și sigur că considerăm că Dumnezeu a fost alături de noi, sfinții săi, sunt Iosif la seminar și aici Maica Domnului ne-au stat alături și îi preamărim și ne-am bucurat și plin de emoții am participat la această consacrare altarului și redare a acestui monument de așa mare valoare istorică, religioasă pentru comunitatea noastră. Aceste proiecte despre care am vorbit sunt doar o mică, mică parte din ceea ce a însemnat activitatea dumneavoastră în fruntea diecezei. Nu pot să nu mă gândesc că pentru a conduce dieceza timp de o viață, nu? 41 de ani, pentru unii o viață, ați avut nevoie, pe lângă harul divin, harul preoțesc, harul episcopatului și de har administrativ sau viziune de manager, viziune de conducător. Cum se împacă cele două? Harul divin, harul preoțesc cu harul administrativ și care este proporția potrivită între cele două, astfel încât
să reușești să duci cu brio la capăt o astfel de misiune, așa cum excelența dumneavoastră ați făcut? Ar trebui să facem aici o prezentare mai largă. De fapt, eu am fost cumva ales și așezat surpriză la o vârstă fragedă. În 1978 am primit de la Sfântul Părinte Papa Paul al VI-lea această numire de ordinarius. Acel timp era extrem, extrem de sensibil și greu. De fapt, și episcopul nostru care a murit înainte a avut tare mult de suferit și sigur că a fost timpul să fie chemat la Dumnezeu și a fost chemat. Și trebuia să fie cineva în jurul său. Sigur că toți discutau. Toți propuneau. Am înțeles la urmă că chiar dacă omul propune, tot Dumnezeu dispune. Și unde eu mă gândeam cum să găsim pe cineva mai bun, mai pregătit, cu experiență, cu studii, m-am trezit că sunt chemat să mi se spună că eu am fost ales să fac acest serviciu de trecere. Am considerat o perioadă lungă de timp că serviciul meu, chemarea mea, datoria mea a fost să fiu un instrument prin care lucrează Dumnezeu și nu eu și nu noi. Și mai trebuie să spun că nu m-am simțit niciodată singur, nici din partea lui Dumnezeu și nici din partea preoților. Fapta aceasta a fost un crez al meu să nu lucrez eu unul singur și să caut mereu să am lângă mine oameni înțelepți. Și au fost și din cei vârstnici, cu exemplul lor, cu dăruirea lor, cu jertfa lor, dar au fost și preoți tineri, crescuți într-un ambient cu totul special. Acest ambient, sigur că era într-o zonă de ostpolitic din partea Vaticanului, această politică către răsărit a Vaticanului, care dorea să refacă realitățile structurale bisericești. Și a început, între altele, cu mine aici, în dieceza de Iași. Sigur că am ridicat mâinile și am spus, Doamne, eu sunt ca un instrument în mâinile tale. Tu lucrezi. Tu trebuie să rezolvi problemele. Sigur că ar trebui multe de spus. Mi s-a trasat ca eu să învăț din Sfânta Scriptură ce înseamnă să fiți înțelepți ca șerpii și simpli ca porumbei. Așa mi s-a cerut să fiu. Și să nu fac ceva care să strice relațiile începute între Vatican și România. Și sigur că a trebuit să facem acest lucru gândindu-ne împreună. Toți erau preoții noștri, toți erau frații noștri mai în vârstă, toți erau tinerii noștri care așa de mult doreau să lucreze, încât de multe ori trebuiau temperați ca să nu iasă scandal. Și s-au făcut foarte, foarte multe lucruri pozitive în această perioadă. Așadar, sigur că mă gândesc că în greutățile acestea, eu chiar dacă eram unul nepregătit din punct de vedere al studiilor, pentru că am terminat doar Institutul Teologic și am fost o perioadă la seminar, profesor pentru morală și latină, am fost și rector o perioadă de timp, eram totuși unul care avea o experiență locală, nu o experiență largă. A fost foarte greu să trecem peste acest prag. Așa am ajuns cu adevărat să intrăm într-un rit care, după părerea mea, era al lui Dumnezeu și nu al meu sau al nostru alcătorul. Știți că se spune că cea mai bună experiență devine până la urmă însăși viața. Și până la urmă, asta cred că s-a întâmplat și cu excelența voastră. Viața pe care ați trăit-o v-a dăruit și experiențele necesare. Dar vreau să mă opresc
în anul 1990, când a fost numirea oficială, nu, ca episcop, când era o altă lume, se deschideau alte porți, vorbeam despre libertate, vorbeam despre credință cu toată gura, cum s-ar zice, nu, și nu pe la colțuri și nu ascuns. Și atunci îmi închipui o mare bucurie atât în rândul credincioșilor, cât și în inima Sfinției voastre ca și episcop atunci. Da, noi până atunci am fost la dispoziție, crezând că se vor așeza lucrurile altfel, că noi am fost o perioadă de trecere, eu. Doar ordinarius. Ați crezut că se... Am avut numai o misiune de a coordona ca și administrator apostolic, așa zis, cu toate drepturile, dar simplu preot. Așa că aici era problema. Unde în jur proiau tot felul de năcazuri. A trebuit, practic, să fim așa cum spuneam mai înainte, înțelepți. Să facem acele lucruri care sunt legate direct de Evanghelie. Pentru noi, problema principală era să vestim Evanghelia și să facem ca să nu moară credința. De fapt, și mai departe, fiind la seminar și în activitatea mea, aveam această grijă să nu se închidă seminarul, să nu moară speranța noastră, să păstrăm credința pentru cei care vin după noi. Sigur că acest lucru ne-a făcut ca într-adevăr să ne simțim încurajați și mai ales să-i văd pe toți preoții în jurul meu. Iar în anul eliberării, atunci am putut admira cum Dumnezeu, în greutățile trecutului, și-a arătat fața sa iubitoare, milostivă, înțelegătoare față de poporul credincios, care, trebuie să vă spun, că erau mai credincioși atunci decât astăzi. Adică îl căutau pe Dumnezeu mai mult decât poate astăzi, știu eu, s-au obișnuit, au prea multe și nu mai au atâta forță. Dar atunci bisericile noastre erau pline. Copiii aveau slujba lor, dar la care veneau aproape toți ca la școală. Tinerii aveau slujba lor, fiecare comunitate. Catecheza era făcută liber, doar atât, în biserică și în sacristie, nu era voie, dar acolo se făcea din plin. Slujbele se făceau în mod cu totul așa, entuziasm mare, pentru că era singura noastră mângâiere și speranță. Și erau foarte mulți credincioși care găseau în biserică acest curaj de a merge mai departe. Nu mai vorbesc de preoții care vedeau cum credincioșii vin și prindeau și ei curaj. Și trebuie să spun că în această perioadă grea am avut cei mai buni preoți ridicați din seminarul nostru, cu micile noastre capacități, dar cu marele har al lui Dumnezeu. Și îi cunoaștem acum. Puțini au fost cei care au avut de suferit sau s-au întors în lume. Restul au rămas fideli în dieceză, ca apoi să iasă peste tot așa cum știți în lume. Preasfințite, trebuie să revin la 1990 și să vă întreb ce vă amintiți punctual despre ziua consacrării. O amintire poate mai puțin știută sau văzută din exterior. Gândul excelenței voastre sau viziunea, nu știu, temerea poate pe care ați avut-o în acel moment, văzând că acea perioadă pe care ați considerat-o de trecere devine de fapt o perioadă de stabilitate și o perioadă care duce către viitor, pentru că asta vi s-a încredințat, viitorul diecezei de Iași. Dar pot să fac o descoperire, probabil că mulți o știu. Sigur că m-am pregătit pentru acest moment, iar în noaptea premergătoare am fost undeva la Miroslava pentru a ne odihni și apoi ne întoarce la altul. A plouat toată noaptea. Și eu am stat de veghe toată noaptea. Bine. Am avut totuși curajul să ies. Când am ajuns la seminar,
totul s-a luminat, totul a devenit senin, totul era acum pașnic. Sigur că acest lucru pentru sufletul meu a fost un fel de, știu, aliment, încurajare, o bucurie. Pentru că erau toți dornici să vadă cum se consacră un episcop și au participat foarte mulți. A trebuit să o facem afară, așa cum se știe, în fața seminarului, unde era foarte, foarte multă lume după acea noapte prin care mulți s-au călătorit cu ploaie venind la ea. Acest lucru îl consider că era un mic semn. Nu pentru mine numai decât, ci pentru poporul nostru, că era atunci momentul unei înflăcărări sufletești și a fost. Eu așa o țin, nevrednic cum sunt, Dumnezeu a făcut acest lucru pentru credincioșii noștri. Acesta dau mărturie pentru că am trăit pe viu. Așa că pot să spun despre asta că a fost ca o revărsare de bucurie când am văzut venind de la primărie sau de la prefectură cu întreaga suită acasă că totul era limpede și lumea așa de mult. Cum vedeați atunci viața de episcop? Cum v-ați închipuit că va fi? În orice caz o trebuie să învăț. Am văzut episcop, că am stat lângă episcopul nostru Pleșca mult timp. Avea încredere în noi. Avea multe suferințe. Și venea să se confeseze. Și acest lucru, sigur că ne-am bucurat că noi puteam să-l susținem, să-l încurajăm, să lucrăm. Era o echipă de preoți, unii cu tradiție, cu importanță mare în biserică, dar erau și mulți tineri, care sigur că își arătau entuziasmul lor pentru seminar și biserică. Acest lucru, sigur că ne-a făcut pe noi să creștem din experiența episcopului și a preoților noștri în această bucurie a speranței că totul va fi bine, că totul se va schimba. S-a schimbat, dar au mai rămas unele lucruri care, să zicem, a trebuit să le ducem cu noi până s-au așezat sau au venit alte locuri lor. Așa a fost momentul acesta al simțirii. Nu credeam niciodată că eu voi fi cel care voi ajunge episcop. Nu. Nu mă gândeam absolut deloc și nici nu mă gândeam că de la a fi episcop și până la 41 de ani, cu tot cu cel care a fost în timpul greu al comuniștilor, să mi se ceară mie o asemenea slujire. Cel care sunt slab, cel care sunt cu doar calitățile acestea pământene, cu toată această disponibilitate, dar, sigur, cu harul lui Dumnezeu care lucra și trebuia să lucreze, pentru că eram un instrument în mâna lui Dumnezeu. Și mi-închipui că nu v-ați gândit niciodată că veți ajunge să fiți și episcop emerit, pentru că nu știu dacă greșesc spunând că sunteți primul episcop emerit din istoria diecezei noastre. Da, sigur că am fost și puțin episcop, dar iată că de unde eu mă gândeam că va trece repede și această misiunea mea, am văzut că s-a schimbat într-adevăr într-o perioadă lungă, o perioadă care, spun eu, a fost plină de noi realizări, ne gândim doar la seminar, și înainte și după. Pe vremuri, sigur că nu se primea în fiecare an, erau câte 8 candidați pe un loc la seminar. Când a venit Revoluția și a început deja o nouă eră și cu episcop, erau în seminar atât de mulți încât nu mai încăpeau și a trebuit practic să deschidem seminarul mic la Bacău. Atât s-au voit să vină ca să se înscrie, să slujească, să-și manifeste credința lor. Și foarte mulți dintre ei au ajuns preoți și foarte mulți dau astăzi dovadă că atunci au luat o hotărâre foarte frumoasă și au rămas.
Am fost și greutăți fără de așepate și uneori pierderi, dar lucrurile pozitive au fost mereu în creștere. Acum deja vin niște probleme noi care trebuie să le luăm în seamă și sigur că nu m-am gândit că voi ajunge să fiu, iată, emerit. Eu așteptam tot timpul ca Sfântul Părinte să ia o altă decizie, să schimbe, găsește pe altcineva. Toată lumea putea să se ofere și să fie în biserică un ajutor. Erau mulți pregătiți de acum. Dar se poate, prin era mai greu, stau alături de cei care aveau doctorate. Dar am înțeles că trebuie să oferim tot sufletul nostru și să țină loc și de aceste carisme care unii le-au avut și le-au. Chiar mai mult, eu când am acceptat prima dată acest loc, poate nu-l știu ceilalți deloc, când am scălit documentul, am spus atunci secretarului nunțului, pe vremea aceea Bukowski, că acest document este un document cu care accept hotărârea Sfântului Părinte. Dar acest document reprezintă din partea mea și scrisoarea de dimisie, dacă se crede că se pot găsi și pot fi alte soluții. Nu am niciun fel de opoziție la ceea ce vrea să hotărească Dumnezeu și Sfântul Părinte. Așa a fost atunci și sigur că așa am mers și mai departe acești ani mulți, așteptând, dacă Sfântul Părinte spune altfel, eram totdeauna gata. Iată că am ajuns și emerit și mai mult am primit pe Sfântul Părinte la București, Ioan Paul al II-lea, și Papa Francisc la Iași, care au o coronare pentru tot ceea ce ne-am străduit noi să facem. Spun noi, nu eu. Și când adică spuneți eu, noi, vă referiți la... Eu cu noi, cu toți preoții noștri din dieceză și credincioșii noștri, pentru că ei sunt cei care au marele merit, au rămas fideli și continuă mai departe credința noastră cu familie numeroasă. Aș putea spune ce m-a întrebat Papa când a venit la Iași. Sigur, pe drum, era după ploaia aia care s-a liniștit, cum a coborât Sfântul Părinte pe... Fac o paralelă și în momentul în care mi-ați povestit de noaptea dinaintea consacrării excelenței voastre, m-am gândit la momentul vizitei Papei, când exact la fel a fost furtună și chiar de pe scenă eu atunci am văzut când Papa a ieșit pe bulevard, a ieșit și soarele. Și când îmi povesteați, credeți-mă că acolo mi-a zburat gândul și v-am asociat inevitabil cu acel și moment. Eu. Și v-ați eu. V-ați gândit la acest lucru? Și la București. Cam același lucru am trăit. La București cu Papa Ioan Paul al II-lea? Ioan al II-lea a venit după ploaie și când a plecat, iarăși a venit ploaia. Și cu Papa Francisc. A venit cu ploaie peste tot și a desfășurat activitatea și la plecare iarăși au apărut nori și un curcubeu, mai mult decât chiar numai nori. Simbolul la, speranței. La Sibiu. Deci, îmi spuneați de acel moment, că v-am întrerupt eu, când veneați cu Papa spre catedrală, bănuiesc. M-a întrebat, pentru că știa că aici la noi va întâlni tineri și copii. Și sigur că, auzind că sunt mulți tineri, mi-a pus o întrebare. De unde aveți voi? Cum îți explici că aveți atâția tineri? Și am spus, Sfinte Părinte, noi aici, în dieceza noastră, sigur, ca și peste tot, am avut eroi. Un martir, episcop. Și mai ales, am avut familii foarte bune și frumoase. Familii credincioase. La noi, baza întregii vieți era familia. Și de aici a provenit practic și această bogăție copiilor și a tinerilor, care trebuie să continue. Sigur, ne străduim, dar sunt alte timpuri. Însă în timpurile cele grele, familia a fost fundamentul întregii noastre rezistențe. Cu martirii care și-au dat viața. Sigur că au fost mulți care s-au jertfit și au murit pentru
credință și ei pot să fie de către noi recunoscuți ca și martiri. Știu că încă de când ați împlinit vârsta potrivită pentru retragere conform dreptului canonic, ați trimis acea scrisoare la Vatican, cum se trimite. Și în 2019, când papa a venit la Iași, scrisoarea era deja trimisă de câțiva ani. Spuneți-mi dacă ați reluat această discuție atunci cu Sfântul Părinte, arătându-vă disponibilitatea de a vă retrage. Nu am avut timp să discut despre aceste lucruri. Știa Sfântul Părinte, pentru că procesul a mers înainte și s-a așteptat, într-adevăr, să se încheie și o asemenea dorință. Nu cred că pentru mine, dar pentru că s-a și întâmplat să fie așa. Eu consider că a fost și un fel de, un semn din partea lui Dumnezeu pentru poporul nostru și pentru mine, care nu am avut altă dorință decât să fac să trăiască aici la noi mai departe credința, speranța și iubirea. Prin aceste mijloacele noastre pe care le-am avut, acum avem har Domnului și sigur că așteptăm și mai multe roade. Știu că și în 1991, când a venit Papa Ioan Paul al II-lea la București, v-ați dorit o vizită la Iași. Dar atunci n-a fost să fie. Spuneți-ne din culisele acelor, nu știu, formalități sau ale acelei vizite. Toată lumea știe că atunci a fost extrem de greu să vină Papa în România. Papa, în schimb, n-a renunțat niciodată. Chiar dacă au fost unii care au spus că nu e bine. Pentru că li se recunoștea onora care n-au merite prea mult, prea mare onoare li se făcea. Pe unii nu-i lua în seamă pentru că nu puteam merge în Ardeal, nu puteam merge la Blaj, la Alba Iulia. Sigur, nu putea veni nici la noi. S-a discutat mult despre această vizită. Și noi am militat, ne-am oferit cu toată forța noastră să-i oferim Sfântului Părinte bucuria, posibilitatea de a veni chiar numai la București. Și am spus că mergem noi acolo să-l întâlnim. Și acest lucru l-am făcut, că o parte din dieceta noastră a ajuns la București. Lucru care a fost poate mult admirat de către suita Sfântului Părinte, știind că și seminarul și credincioși din toate zonele au ajuns la București. Acest lucru sigur că a rămas până astăzi ca un semn al încrederii pe care Sfântul Părinte a avut-o și dorinței de a iubi. Dacă vine la București, a venit pentru toți. Se putea veni la Iași, pentru că Iași era un fel mai pașnic. Erau mai mulți aici credincioși de limba română, dincolo erau alte discuții. Și că se vorbea la Bacău să coboare pentru tineri. De acolo a rămas ideea să vină la Iași pentru tineri. De fapt, și acum, la vizita asta, tot puneam noi că Bacău ar fi fost centru. Dar când s-a spus că vine la Bacău și nu merge la Alba Iulia sau la Blaj, noi am spus că nu-i drept. Vrea Sfântul Părinte să vină în România? Alege la București, ne-a ales pe toți. Și așa a fost una dintre vizitele care a cimentat toată această viață bisericească în România. Papa a fost foarte mulțumit și sigur, mai ales că s-a văzut că a fost un efort de a merge împreună. Nu toți au răspuns pozitiv la chemarea de papei, dar noi am fost și a fost un semn foarte frumos de a-i oferi papei Francisc dreptul de a spune continuați să mergeți împreună. Pe perioada episcopatului excelenței voastre, cel mai mult capul Bisericii Catolice a fost Papa Ioan Paul al II-lea. Sim. Îmi închipui că ați avut mai multe întâlniri între patru ochi cu Santitatea sa. Ce ne puteți spune despre aceste întâlniri? Pot să spun că sunt
eram mai vechi decât papa în misiune, adică se s-a numit înainte de a fi ales el papa. Însă papa a avut, într-adevăr, o grijă deosebită față de țara noastră. Tot timpul. Și ca ordinarius am fost de multe ori la el. Mă cunoștea de la distanță. Și când venea un român, spunea că aici de la Iași, așa mai departe. Și sigur, s-a legat de România. Mai ales de Maica Domnului. Și știind că sunt asemenea sanctuare, cel de la Șomuliu, cel de la Cacica, într-un clip de o zi, cel de la Cacica, ținea mult și vrea să vină. Și sigur că noi, da, am acceptat și această jertfă ca să nu poată veni la noi, dar să vină la noi în țară pentru a ne întări în credință și a ne arăta că ne iubește. Și cu adevărat El ne iubește. La Roma de multe ori am fost, adevărat. Nu aveam atunci cunoștințe de limbi, știam doar atât ceva din limba germană și limba latină. Latina era limba noastră de comunicare în afară. Sigur că unii știau și engleză, știau, aveau mai multe, dar eu ajunsesem doar să fiu profesor de latină și sigur și germană am avut niște contact. Și în conversația cu papa? Și cu papa am cerut să-mi dea voie să prezint situația noastră în limba latină. Și el a spus hec est lingua eglesiae, optime. Aceasta adică este? În limba bisericii, foarte bine. Și într-adevăr am schimbat cu Sfântul Părinte, am arătat pe unde vine dieceza, cei cu cacica, cei cu seminarul, că aveam seminară plin atunci. Și că l-așteptăm, nu numai atunci când am început, totdeauna câte ori l-am vizitat, am pus problema. Și cum merge relația cu ecumenismul? Și am zis cu speranță că va fi într-o zi. Și tot a sperat și a venit. Deci Sfântul Părinte, adică eu aș spune că am fost lângă Sfântul Părinte chiar în perioada când a început el. A început imediat după câteva luni. Ceea ce m-a bucurat că să știu că ne-a fost și ne rămâne un prieten continuu, cu suferințele noastre, dar și cu speranțele noastre. A fost vreun moment în care, mergând într-o audiență din aceasta particulară, v-ați dus cu sufletul descumpănit, cu descurajare, cu poate fără o direcție în care să știți să o apucați și Sfântul Părinte v-a ajutat și v-a încurajat să găsiți răspunsurile la preocupările pe care le aveați? Prea multe nu puteam să-i spunem decât în cazurile noastre cum trebuie să ne împlinim menirea și sigur ne încuraja. Și cum trebuie să fim în relație cu frații ortodoxi. Un punct central pentru din el, ce spuneți. Pentru el acest lucru era un fel de crez ca să continue de fapt ceea ce a făcut Sfântul Părinte Sfânt Ioan al 23-lea și Papa Paul al 6-lea să continue și el. Și el avea mai mult mai mult să zicem preocupare pentru țările noastre pentru că el știa ce este aici. Oricum nu era o asemănătoare situație din Polonia cu cea de la noi. La noi suferința era extremă, la ei lupta era puternică. E sigur că aceasta cumva ne oferea și nouă un fel de invitație să fiți curajoși. Dar înțelepți, cu înțelepciune aveți face multe și simpli ca porumbei. Cum ne-a spus Bukowski mie, așa trebuie să te porți și așa să faci. Nu strici relațiile noastre. Caută să le promovezi tot ceea ce biserica vrea pentru această apropiere, pentru această soluție de creștini care se caută și merg împreună. În a doua parte a emisiunii vă propun să vorbim despre rădăcinile acestui fel de a fi, acestui fel diplomat de a fi, îndrăznesc să spun, și ne vom raporta și la familia excelenței voastre, acolo unde ați fost învățat să nu vă amestecați în politică, să fiți mereu un om drept și să-i faceți mândri pe cei din jurul excelenței da, voastre. Sigur, o să fie și aceasta. Mulțumesc frumos pentru aceasta și
deschidere pentru un dialog, care eu sigur că am fost angajat, încă o dată spun, o persoană care vrea binele, care căuta să împlinească voința lui Dumnezeu și nu dorințele mele. Mulțumesc, preasfințite! Dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare pentru a doua parte a emisiunii cu preasfințitul Petru Gheorghel, episcop emerit de Iași. Interviul săptămânii la RCIS FM.